Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 21 august, ești extrem de populară, ai o personalitate drăguță și ești fericită să fii primită în orice companie. Te distingi de reprezentanții tipice ai acestui semn printr-o mai mare flexibilitate și capacitate de a face multe lucruri în același timp. Oamenii și locurile noi îți oferă stimularea mentală necesară, iar nevoia de diversitate te face să cauți active experiențe noi, energia incredibilă de viață îți permite să depui eforturi neobosite pentru obiectivele tale, o minte în liniștită caută în permanență noi obiecte de studiat și ridică toate problemele noi relevante, tu lupți într-o luptă fără speranță? cu o atenție excesiv de intruzivă pentru tine din partea celorlalți, introvertită convinsă, vrei să fii lăsat în pace, dar ai rară ori acest lux. Consideri că este complet firesc să-ți ascunzi adevăratele sentimente, gânduri și idei, dar parcă ironic, opiniile tale devin mai devreme sau mai târziu publice. Dacă profesia ta nu are legătura cu actoria publică, te simți extrem de inconfortabil fiind expus afișajului public, dar orice încercare de a te retrage în propria ta lume mică este sortită eșecului în avans. După ce te odihnești o săptămână sau două, începi să te plictisești fără mulțime zgomotoasă din care faci parte. Semnul tău zodiacal aparține constelației leu. Semnul zodiacal leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, inspirație, onestitate, demnitate, încredere, decență. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte șaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți, va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcție cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu coplești pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, Secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este Soarele, de la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și acelor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de independență în gândire, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Semnul zodiacal îți determină nevoia de atenție, recunoașterea talentelor. Pentru tine, prezența adepților este foarte importantă. În viața personală, ești romantică, senzuală, tandră. De asemenea, ești demonstrativă, solicitantă dar gata să dea mult în schimb, nu pot suporta trădarea, minciuna, nedreptatea. Cel mai mare rău pentru tine este recunoașterea mediocrității. Ești emotivă, tactilă. Puterea voinței îți permite să faci față tuturor problemelor și dificultăților. În căutarea propriului eu ești capabilă de acte super extravagante, șoc în publicul. Dorința de a face cunoștințe dubioase aduce multe evenimente neplăcute pentru familia ta, în urma cărora riști să fii complet singură, ceea ce însă, nu te sperie deloc, dar adesea impresia unei persoane înstrăinate, ceea ce de fapt, este adevărat. Rară ori pronunți primul cuvânt, nu încerci niciodată să i mulțumești pe cei care depindă de soarta ta viitoare într-o oarecare măsură. Pentru tine nu există nicio diferență între superior și subordonați, între părinți și copii, respingi complet gradarea socială a societății. Totuși, indiferența exterioară ascunde o natură profund sensibilă, care suferă la gândul nedreptății lumii din jurul celor care nu se încadrează în standarde general acceptate. Dacă până la urmă ți izbucnesc emoțiile acumulate, furia ta va fi cu adevărat îngrozitoare. La crearea unei familii, avertizez sincer că principalul lucru pentru tine este independența, deși limitată de cadrul căsătoriei, nu vei tolera nici cea mai mică încercare de a-ți ghida personalitatea. Dacă potențialul partener este de acord cu regulile de joc propuse, Uniunea va fi foarte puternică. Pentru tine, plăcerea senzorială are o importanță deosebită. Îți place să faci sex și nu neapărat cu o persoană de sex opus, pentru tine nu există ilegalitate și poate asta este ceea ce atrage pe aceia care nu sunt în stare să facă față propriilor complexe, hrănite pe baza convențiilor sociale, te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești creativă, de încredere, excepțională, strălucitoare. Natura ta contradictorie puternică și mândră, este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație, tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale, cum afectează data de 21 august soartata, ești mereu în căutarea păcii. De la naștere ai fost înconjurată de o atenție foarte intruzivă din partea celorlalți. Mai mult, tu cauți o pace constantă, o stare de singurătate ți este inerentă, dar un astfel de lux pentru tine este foarte rar. Ești foarte secretoasă prin natură, reținând în mod de deliberat propriile sentimente și gânduri. Dar soarta transformă foarte des lucrurile în interior și, în cele din urmă, Ideile tale devin proprietate publică, deși îți poți lega în mod conștient viața cu profesii publice. Fiind singură, te simți inconfortabil, începi să te plictisești, în mulțime zgomotoasă, te simți foarte organică, tu de fapt faci parte din ea, dar uneori ai nevoie de singurătate. Natura te-a înzestrat cu o înfățișare remarcabilă și o mare carismă. Aceste calități, prin definiție, atrag atenția oamenilor. În plus, ești în continuă o căutare a propriului eu, încercând să găsești un stil individual, dorința de a nu fi ca toți te împinge uneori spre acte extravagante, o dorință sporită de a șoca publicul duce adesea la cunoașterea personalităților dubioase. Toate acestea se traduc prin mari probleme, scandaluri și singurătate completă, deși, în realitate, Trebuie remarcat faptul că nu ți stă frică să fii respinsă de toată lumea. Practic, ești foarte îndepărtată prin natura ta, nu ești înclinată să iei inițiativa, încerci să fii în permanență în umbră, nu poți fi numită un interlocutor interesant, în plus, nu vei începe niciodată prima o conversație, tu nu încerci să-i câștigi pe oameni, nici chiar pe cei de care depinde viitorul tău. Pentru tine, nu există o ierarhie socială, pentru tine sunt exact aceiași care se află în fața ta, șeful, subordonații, rudele, cunoscuții, trecătorii la întâmplare. Nu ar trebui să se presupună că detașarea și răceala externă este experiența ta interioară. Sub această mască se află o natură pasională, care este dureros îngrijorată de nedreptățile pe care le-a pregătit o lumea din jur. În ceea ce privește viața personală, încerci să găsești o persoană care să-ți respecte spațiul personal, la urma urmei, independența este foarte importantă pentru tine, tu oprești imediat toate încercările de control al cuiva, reprimarea sau încălcarea libertății tale este cea mai mare crimă, dacă există un partener care acceptă toate aceste condiții, viitoarea Uniune va fi foarte puternică. De asemenea, este de cuvință să menționez că ești pasionată de iubire, îți plac diverse tipuri de experimente în pat. În relațiile intime, te simți foarte relaxată, principalul lucru pentru tine este plăcerea, dragoste și compatibilitate. Te îndrăgostești repede, dar dacă relația se apropie prea mult, te enervezi. Când dorința de constanță intră în conflict cu nevoia de exprimare de sine a unui spirit liber și independent, de obicei alege iubirea, în dragoste, tu aștepți admirație, emoții vin și fidelitate din partea partenerului, cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător, cea mai fiabilă este combinația cu gemenii care sunt luminoși, puternici și independenți iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteți sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos în leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte, o alianță nu prea bună te așteaptă cu scorpionul și una nefericită cu taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea de a-ți recunoaște domnia te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, personalitate imaginativă și elocventă, îți este ușor să înveți, memorezi cantități mari de informații. Gândirea ta analitică determină adesea alegerea câmpului de activitate. Pentru tine nimic nu este imposibil. Tu intuiești apariția obstacolelor, eludându-le cu stăpânire iar cele care nu puteau fi ocolite sunt depășite mai ușor decât oricine altcineva. Te poți manifesta cu succes în diverse domenii de activitate, aproape de conducere sau în politică, dar în orice domeniu cauți antrenament, îți împărtășești cu ușurință cunoștințele și experiența. Aceste lucruri te face un profesor excelent, antrenor, specialist, sănătate și boli. Ai un caracter predispus la protejarea și educarea celor care au nevoie de ajutor, ceea ce contribuie foarte mult la prezența unei familii sănătoase. Dacă, te preocupă prea mult proprietatea stare de bine și bunăstarea oamenilor iubiți, atunci stresul excesiv este garantat. Stresul este principalul inamic al tău, acestea provoacă dezvoltarea bolilor psihologice, psihosomatice. Al doilea dușman al tău este supra-solicitarea. Combaterea sindromului de oboseală cronică este mult mai dificil decât prevenirea apariției acestuia. Acest lucru trebuie să-l iei în considerare, fie că este vorba de un loc de muncă sau de un hobby. Prin urmare, ar trebui să fii atentă la ulcere stomacale și ulcer duodenal. Din fericire, ai suficient de mult bun simț pentru a vizita medicii la timp, Atât pentru examinarea periodică, cât și în cazul unor boli specifice, vei avea succes cu remedii homeopate, dacă este necesar. În ceea ce privește dieta, este utilă o masă vegetariană. Cu toate acestea, excesele rare nu sunt interzise. Destinul și norocul, Universul ți-a destinat o natură conflictuală. Ești independentă, cu voință puternică și hotărâtă, ești ambițioasă. Ai abilități organizaționale excelente. Poți avea succes în literatură, teatru, artă, politică, în serviciul militar, în sport. Viața ta va depinde de modul în care utilizezi potențialul care ți-a fost dată la naștere. Dacă vei continua să ți îndeplinești obiectivele făcând ceea ce bești, vei putea trăi perfect, în lux și confort. Și dacă ești inconsecventă, Prei mai multe lucruri simultan și nu ajungi la finalizare, atunci îți vei pierde puterea inutil, fără a crea nimic, în final îți vei pierde interesul pentru viață, căzând într-o depresie profundă. Sfaturi pentru tine, ai tendința să idealizezi oamenii și lumea, aceste lucruri îți împiedică în realizarea obiectivelor, atrage dezamăgirea, merită să arunci o privire asupra lumii fără ochelari roze vei vedea oportunități ascunse, noi orizonturi. În plus, va fi util să înveți să-ți controlezi emoțiile negative. Încearcă să te împaci cu cerințele societății, creează un echilibru între viața publică și cea privată. Fii mai încrezătoare și mai deschisă. Nu judeca pe alții prea aspru. Ferește-te de sentimentul că trebuie să dovedești ceva. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine? Abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepti daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru. De preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să țin doi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare, nicio bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unei artiste de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, Anul Nou, atunci ar trebui să-ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al 16-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău, așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur. Atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhide, trandafiri stacojite vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale, telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu, parfum, cosmetice, de la producători de renume, același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante, culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă, nu trebuie să uite care va de tratamentul pentru tine, pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste măr și țări, un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou în jositor. Ca pisică grațioasă, adori confortul și. Prin urmare poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă, o pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să ți da cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi cadar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.